Să spune că o fată de creștin, a doua zi după învierea Domnului nostru Iisus Hristos, o luat într-o coșărcuță ouă albi și s-o dus la târg să le vândă. Pe drum s-o întâlnit cu o fată de păgân și așa o vrut să-i cumpere ouăle, dar n-avea destui bani la dânsa. După și-o negoțat ouăle, o rugat-o să meargă acasă la dânsa ca să-i dea și restul de bani. Fata de creștin s-a învoit și-a pornit amândouă spre casa fetei de păgân. Pe drum, din una în alta, o veni vorba și despre Domnul nostru Iisus Hristos, precum și despre legea creștinească. Fata de creștin a început a istorisi fetei de păgân că nici o lege din lume nu e așa de bună ca legea creștinească. Și în urmă, o îndemnat-o să treacă și el la legea noastră. Fata de păgân nu a vrut să creadă și deși ei i-a spus: atunci am să cred când s-or prifa și ouăle și ele albe pe care mi le-ai vândut în ou roș. Nu a apucat bine a rosti vorbele astea și minune. Tăti ouăle s-au prefăcut în ou roș. Fetele, când au văzut minunea asta, o leșina de spaimă. Colegi de băitani care se aflau pe aproape, când au văzut coleșinat, o alergat răpide la fântână, o scos o apă, le-a udat și fetele s-au trezit. Atunci, fata și ei de creștin, drept mulțumită, o luat mai mult ouă roșă și le-a împărțit băitanilor ca să-și aducă aminte de ce li s-a întâmplat. Și de atunci au rămas datina ca băitanii să udi fetele a doua zi de Paști și ca răsplată pentru asta, scapite de la dânsele ouă roșă.